Salutare tuturor, Andrei de la Criptonita Sun. și ne revedem cu un nou episod. Avem azi un clip interesant la Altcoin Check pentru că avem câteva proiecte mari ale căror monede s-au decuplat de la traiectoria Bitcoinului în ultima săptămână, așa că o să ne uităm la motivele principale pentru care s-a întâmplat acest lucru. Deci avem o piață care cel mai probabil și-a atins bottom-ul la 53.000, respectiv 4.000 la Ether și am intrat și în luna decembrie, așa că zic eu că avem motive să fim optimiști. Mergem pe scurt și în curtea colegilor mei la Cryptomatics. Dați un like și subscribe dacă nu ați ajuns deja pe acolo, dacă vreți să vă puneți la punct mult mai repede cunoștințele despre Crypto. Bun, prima monedă la care ne uităm, care e și pe primul loc a creștere pe ultimele 24 de ore, este Atom cu 16%. Atom este moneda celor de la Cosmos, care este pentru cine nu știe un ecosistem de tip Layer 1, care oferă unul dintre cele mai cunoscute și folosite SDK-uri, Software Development Kit-uri. De aici probabil ați auzit de multe proiecte construite pe Cosmos, mai ales că aceștia au construit și Cosmos IBC, Inter Blockchain Communication Protocol, care permite comunicarea între chain-uri și roll -ups. Dacă ne raportăm la alte proiecte de infrastructură, Cosmos poate părea că trece deseori pe sub radarul comunității, dar cu siguranță nu este așa. Echipa e foarte activă, e prezentă la multe conferințe și evenimente și încearcă în mod constant să lărgească comunitatea din jurul proiectului. Pe baza Hack Atom, care e un eveniment care va dura până la mijlocul lui decembrie, cu premii de 1 milion de dolari în Atom pentru developerii care vor să construiască folosind infrastructura Cosmos și a unor proiecte care deja au anunțat că vor deschide porțile în Universul Cosmos ca interchain security, prin care deținătorii de Atom vor putea primi recompense pe un număr mare de chain din cadrul ecosistemului prin staking sau Comdex, care e un protocol de asset-uri sintetice. Atom a atras atenție și interes, deci creșteri de 16%. Trecem la unul dintre proiectele mele preferate, Terra cu moneda Luna, care a crescut cu aproximativ 9% în ultima zi și peste 55% în ultima săptămână în ecosistemul Terra s-au întâmplat destul de multe lucruri care au generat această creștere. Ca o mică paranteză, avem videouri despre Cosmos și Terra pe canalul nostru, dacă vreți să înțelegeți mai bine cum funcționează aceste proiecte. Stablecoin-ul celor de la Terra, UST, a fost lansat pe OKEX, Pyth Network, Port Finance, Safe Chain, Travala și alte platforme în ultima perioadă, iar moneda Luna a fost adăugată pe Binance la Cross Margin și pe Crypto.com ca collateral pentru exchange lending. Pe lângă asta, Terra a anunțat un Cross Chain Bridge cu Phantom prin intermediul unui parteneria cu Eniswap. Cum am spus și în clipul despre Terra, UST va fi din ce în ce mai folosit, iar asta din moment ce performanța acestui stablecoin este un catalizator pentru moneda Luna și pentru întreg ecosistemul Terra, duce la creșteri pentru Luna, deci fix ce vedem în ultima perioadă. Am ales ordinea primelor două monede, Atom și Luna, pentru că Terra este un chain construit folosind Cosmos SDK-ul despre care am vorbit puțin mai devreme. O să reiterez pe final, Terra este un proiect care nu ar trebui să fie ignorat de niciunul dintre noi. Mai avem și o creștere considerabilă la Matic, moneda celui mai cunoscut Layer 2 și anume Polygon, de 9.3% în ultima zi și aproape 17% în ultima săptămână. Creșterea a venit cel mai probabil după ce compania care oferă Exchange Traded Products, 21 Shares, a anunțat pe 1 decembrie că va lansa primul produs legat de performanța Matic pe exchange Six Swiss. Pe scurt, 21 Shares administrează în jur de 3 miliarde de dolari prin produsele lansate. Faptul că Polygon a ajuns pe această listă, lângă Cardano, Polkadot, Avalanche, Algorand și altele, evident că a stârnit o reacție pozitivă din partea comunității. Pe lângă asta, echipa Polygon a spus că va face un anunț major în cadrul summitului Polygon SK Day de pe 9 decembrie. Pe final, mai avem proiectul RADIX cu moneda XRD, cu o creștere de 10% în ultima zi. RADIX este un proiect de infrastructură cu propriul virtual machine, RADIX Engine, care a fost proiectat pentru a fi fundația unui ecosistem DeFi, deci echipa s-a concentrat în totalitate pe DeFi când au gândit proiectul. Mainnetul celor de la Radix numit Olympia a fost lansat deja, iar echipa a anunțat că pe 15 decembrie va fi lansată a doua etapă Alexandria, care se traduce printr-un SDK numit Scripto, care va putea fi folosit de developer pentru a construi pe Radix. Următoarea etapă va fi Babylon, care le va uni pe primele două și va face posibil deploymentul de cod scripto pe rețeaua principală, deci lucruri interesante la orizont care probabil vor atrage și mai multă atenție din partea investitorilor. Dacă vreți să facem un episod separat despre Radix, vă rog să-mi spuneți în secțiunea de comentarii. Asta a fost totul pentru azi, sper că v-a plăcut clipul, pentru că mie cu siguranță mi-a plăcut să-l fac. Vă salut și vă doresc un weekend cât mai frumos!